Merge. Salutare, ai nebunit, Conacule? Vă salut, fratele Conacu, și bine ați venit la un nou videoclip bombiță pe acest canal. Nu uitați, dacă sunteți prima oară pe acest canal, apăsați butonul de subscribe. Clopoțelul ăla neapărat trebuie să fie activat. Pentru a primi notificare, activați clopoțelul pe canal, subscribe dacă nu ești abonat și follow pe Instagram la Jegosul Suprem, unde postez chestii irelevante și relevante. Dar ce facem astăzi, Conacule, și de ce e disperat ăsta așa și de ce e foarte hăipuit? De ce țipă bulangiul ăsta, da? Bulangiul ăsta țipă cu motiv? Mi-am uitat țigara în scrumieră! Ias! Prima chestie pe care vreau să vă arăt, pentru că eu sunt hăipuit așa. Bă, uitați, mă, frumusețea asta! Uite, mă! Uite frumusețea asta! N-ai, mă, cum să nu-ți placă, mă, și un material de nota 200. Așadar, astăzi am avut eu ideea asta blanao. Băi, zic, hai să-mi bin plăcutul cu utilul. Și anume, vreau să-mi cumpăr câte ceva. Eu nu prea sunt shoppinguist de obicei. Foarte, cum să vă explic eu, nu prea sunt fashionist cu ăla merge cu ăla, verde cu negru, maro cu mov. Nu, frate, mie ce-mi place aia-mi iau. Și am zis că tot vreau să mă duc la o ședință de shopping, așa că vreau să vă arăt vouă, oamenilor, ce poți face cu 1000 de lei în Bershka. Hai, frate, toată lumea cumpără din Bershka. Eu cel puțin eu sunt fan Bershka. Adică, cred că e foarte accesibil și de-aia, adică... Fata de... Uscă. Dar, hai să nu ne mai lungim și haideți să vedeți ce mi-am luat eu cu 1000 de lei din Bershka. Și ar trebui să mă sponsorizez de Bershka. Am două papornițe. Prima dată dovada. Băi, fă-ne dovada că ai plătit 1000 de lei, da? Avem aici dovada, am aici documentul care atestă. Am plătit 989 de lei și am dat 1000 cash. Haideți să vedem ce poți să-ți cumperi cu 1000 de lei din Bershka. Și 1000 de lei, bă, frate, sunt bani destul de mulți. Un salariu minim e 1400 de lei? 1400 și un pic de lei. Prima chestie, băi, nu are nicio legătură una cu alta. Mi le-am luat eu când mi-a plăcut. Un hanorac. Nu știu dacă se vede bine pe cameră. Un hanorac cu multe scrisuri și cu... Eu am zis prima dată că e cu Joker, cu haha, serious, serious, why you so serious, dar nu e. Wild, you're not, future, boo. Bă, un hanorac frumos, zic eu. Mi-e place. Hanorac, check! Pe hanorac am plătit 129 de lei. Bluzon. Excuse, no. Bluzon. Avem cu numărul 2 un hanorac stil bluzon. Hanorac coaie. Încă un hanorac dintr-un material. A, da, nu, băi, am încercat să mă cadrez pe acolo, 100 și ceva de lei, maxim. 29 de lei. Check! Preferatul meu. Un tricou catifea. Ăsta chiar mi-a plăcut foarte, foarte mult. Nu știu dacă se vede foarte bine pe cameră. Dar e destul de șmec. Și am dat 79 de lei pe tricou. Un tricou din catifea, din mărimea, vreau să zic măsura M. Mie-mi place. Check! Și avem trei chestii. Și în pungă se mai află decât o bluză tricotată. Un pullover. Redus de la, de la 99 de lei la 69 de lei. Deci un pullover tricotat. Check! Avem patru chestii. Prima pungă s-a dus. Trecem la a doua pungă și avem niște, mamă, dinozauri. Avem niște strepopozauri din antichitate. O pereche de Adidas, măsura 43. Au vezi nume? Pantofi. Bă, cum să le spui la ăștia pantofi? Dar mă rog. Starfit Comfort Technical Insole Foam 200 de lei, 199 de lei, 43 măsura. Bershka. Na. Jap.
Ce mai avem pe aici? Ne ajungem aproape de final. Avem o căciulă de sezon, frate. De sezon toată lumea poartă căciulă. Eu mi-am luat o căciulă, basic. Forward, ref 05108900. Ce? 8 euro. 8 ori 4, 32. Ce mă, la 35 de lei pe asta? What? Ok. Căciulă, check. Și penultimul lucru, nu răs penultimul, o bergă de pantalon cargo, pantalon cargo. Bă, ăștia sunt așa un moft. Nu prea port de obicei așa ceva. Dar am zis, haide bă să încerc și eu, că n-ai de unde să știi. Cu o de-asta care atârnă cu pantalon, frate. O culoare, puteți vedea că eu asortez toate culorile. Khaki. Ăsta e khaki, cred că e khaki. Pe care am dat 140 de lei, 139 de lei pantaloni, măsura L. Check! Și ultima chestie vestimentară, un tricou. M-am uitat să văd dacă e tricou. Simplu, cu un simplu imprimeu. Overcast. Destul de drăguț. Cred că am dat vreo 40 de lei pe el. 70 de lei. Ok, da. Tricou. Check! Și aici mai avem două accesorii. Aici avem un parfum Eau de Toilette. Bă, cum se citește mă asta? Eau de Toilette? 100 de mililitri de la Bershka Gold for Him. Chiar o să-i fac proba cu. Eu nu probez cum le se zic, parfumurile. Culmea, eu gen îl iau, miroase bine, nu miroase bine, eu tot mă dau, adică nu mai miros la transpirație. Ce e atât de mare asta? Ce, bă, ce idee! Uitați cum arată înăuntru. Deci facem sticla mică, dar facem asta mare să pară mare. Ok. Unde să dă asta, mă, bă? Da, mă, da. Da, gică, da! Soi, borgurosul, cine știe, cunoaște, dacă nu sunteți de pe live-urile mele, ce să vă fac, bă? Și ultima chestie este un ceas cu brățară și cu brățară, Bershka accesorii, ceas de mână și brățară, brățară, 89,90 de lei, 90 de lei pe așa ceva, eu nu dau bani. Are un, prietenul meu, Uții, are un ceas de vreo 7 milioane, cred? Uții, să ne zici în comentarii dacă te uiți la clipul ăsta, cred că așa, G-Shock. O cesare de 1,5 milioane, 2 la mine pe ceas? Nu? Haideți să-l desfacem totuși. Un manual? De ce mi-ai dat un manual? Ah, ia, cum să porți ceasul? How to resize your watch band. Deci avem o brățară de asta stil câine nebun pe care o voi pune direct acum. Mam, are un pic de gramaj. Dacă e de n-au robat la manet, trebuie o manicură nouă. Dar mă zici că sunt underdog de la. Oribilă. Și încă una. Asta se poartă amândouă. Asta zic că e de aia de la mănăstire cu ații care întregei. Bă, ne-a lucrat degeaba. Și ceasul. Ceasul arată bine. Îmi place. Bă, m-am plus că e blocat. Ia stați mă așa. Și asta tot din Bershka, toate ceasurile mele sunt din Bershka, adică eu nu port ceas. Și mi le-am luat la 70 de lei, 60 de lei, 80 de lei. Îmi put picioarele. Haideți să vedem. Da, și ăsta e mare și trebuie să-l fac mai mic. Și l-am pus și invers. Da, trebuie refăcut și ăsta, cum l-am refăcut și pe la din Gold. Dar arată bine, îmi place. Deja e ciobit, ce să vă mai zic, fiți atenți aici. Nu știu cum să se vadă.
Da. Da, nu mai zice nimic. Bershka, Gut. Cam astea au fost obiectele, hainele, Adidas și încălțămințile care le-am, pe care le-am cumpărat. Ca să nu mai mă ziceți cu da, cu care, pe care. Sincer, mi se pare cam puțin pentru banii ăștia. Bă, frate, nu mai... Bine, nu e nicio bolă. Dar nu mai e cum era odată. Acum prețuim brandul și moda și... Nu știu, părerea mea e că nu merită banii ăștia. Undeva la 700 de lei, dar ar fi fost ok. Deci, verdict final, 1000 de lei nu merită, 700 de lei. Dacă vreți să mai facem o comparație, ce mai putem cumpăra și de la altă firmă, nu uitați să apăsați butonul de linkean și să ziceți acolo în comentarii. Conacule, încearcă firma cu tare. Încearcă firma cu tare sau încearcă să te duci acolo. Sau... eu stiliez vlogs, provocări nebune, 2. Piesa rămâne aceasta, mă. Aceasta rămâne piesa. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, pentru că acolo vă anunț când apare clip și când filmez și când fac live. Instagram, Jegosul Suprem. Foarte important. Subscribe dacă nu sunteți abonați și dați un share clipul ăsta ca să nu mai cadă lumea în țepe. Stai, frate, că tu ai cumpărat 2000 de lei, ce să nu mai cadă lumea în țepe, că n-ai zis nimic de țeapă. Da, știu, mă. Dacă vreți să vadă și videoclipul ăsta alți prieteni de-ai voștri, dați-i share. Eu am fost Cunacu, v-am pupat!